N-am fost nimic, cum să vă spun eu, plănuit dinainte. Chiar îmi propusesem în astă seară să stau în banca mea și să nu zic nimic. Imparțial, ca tot românul, vă spun că am fost prezent la toate cele trei moțiuni. Și, ei bine, dacă ți-ai spus de fiecare dată părerea, ce Dumnezeu Sfântul mai vrei să ne spui și seara asta? Așa că, dragilor, am să încep cu începutul și n-am să mă refer cu oile scris pe nu știu ce, pentru că aici trebuie să-i dăm dreptate domnului Oile Sonofre, că e veterinar și să pricep. Și vă îndemn pe toți la un simplu exercițiu de imaginație. Imaginați-vă, dragii mei, că această adunare s-ar fi ținut cu un an și ceva în urmă. Atenție, foarte important termenul ăsta. Mai bine de un an în urmă. Cu siguranță sala în care ne aflăm ar fi fost foarte mică. Prezență în sala mare, mulți nu încăpeau nici pe scaune, rămâneau și pe afară. Iar cuvântul celor prezenți ar fi început la modul următor. Domnule prim-ministru, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor parlamentari, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și voi toți ceilalți. La toți ceilalți ar fi intrat și noi care suntem seara asta aici. Vedeți, lăsând gluma la o parte, o să spuneți ce înseamnă treaba asta. Ei, vremurile s-au schimbat și cum oamenii sunt sub vremuri, bine, domnule, vremurile ca vremurile, dar partidul nostru, ce facem cu partidul? Azi, de dimineață, am primit un mesaj. Pe telefonul mobil. O scurtă paranteză, nu o să vă plictisesc. Telefon mobil care, dincolo de utilitatea pe care o are astăzi, să vorbim cu oricine de pe orice continent, a devenit un fel de accesoriu care te clasifică așa și în viața de toate zilele. Câți bani ai la creșterea, cine ești, în ce medie te înveți. Înainte, alții erau parametri de judecare. Pentru bărbați, acul de la cravată, butoane de la cămașă, de la mânecă. Pentru femei, marca de pantofi, absolut fără nicio aluzie, de cele mai deseori poșeta. Așa era înainte. Acum s-a ajuns din nou la telefon. Mesajul suna cam așa. Astăzi, sâmbătă, 16 martie, anul curent, vine la Suceava doamna Irena Udrea. Și ce? Nu o întreabă asta, știam cu o săptămână înainte cu o să vin. Continuarea mesajului. Însoțită de domnul Emil Bocă. Și ce era în asta? Din nou vă invit la imaginație. Cum ar fi sunat mesajul ăsta cu un an în urmă? Astăzi, ziua cu tare, anul curent, Casa de Cultură Suceava, sosește la Suceava domnul Emil Boc, însoțit de doamna Elena Udrea și așa mai departe. Lăsând gluma la o parte. Domnule Emil Boc, personal, aș fi preferat varianta a doua a mesajului. Tante, s-au schimbat vremurile. În ceea ce ne privește pe noi, cei de la Suceava, dincolo de salvatul aparențelor, de politețe, și mai ales atunci când e vorba și de doamne. În paranteză, vreau să vă spun, și asta la modul sincer. Nevastă mea, când m-a văzut că nu mă las de ale politice și merg mai departe, spus, domnule, bine, candidează Blaga și pe Monica Macovei și Elena Udrea, mergi sigur la întâlnire, te duci, nu mai sunteți acum cum era înainte. Vezi, dacă nu ori avea unde să doamnă la noapte, poți să le aduci și acasă. Acum, mergând mai departe. În situația în care suntem acum, s-au format trei echipe. Fiecare cu câte un candidat. Noi, cei de la Suceava, nu suntem deloc într-o situație, cum să vă spun, delicată, cum credați. Fiecare echipă și-o ales candidat. Gheorghe Flutur, omul nostru, face parte dintr-o echipă. Vasile Blaga a spus în scris. Gheorghe Flutur face parte din echipa noastră. Monica Macovei a spus-o verbal. Mi-ar fi plăcut ca și Gheorghe Flutur să facă parte din echipa noastră. Pentru că suntem acum la lăsata secolului. Credeți că doamna Elena Udrea n-ar fi spus și dânsa, George, vei cu mine? Dar nu putea săracul George să se împartă între ei. Așa că rămâne mai departe un om din echipă, indiferent ce o să se întâmple, iar spunea și domnul Onofre și ceilalți colegi ai noștri, că nu ne-a spus nimeni cu cine să votăm, că-s prezent și asta toți delegații,
Așa e. Dragilor, nu avem nimic împotriva nimănui. Dar suntem cu George. Asta e tot. Seara.